Salutare, youtuberi! Astăzi o să încercăm să reparăm un șlefuitor, un aparat Mirka Deros 5.0 care aparține vecinului nostru, Edi, care ne-a mărturisit că l-a uitat în ploaie și nu mai funcționează. Îl testăm. E clar că nu funcționează. Și începem. Prima dată verificăm cablul, să fim siguri că nu e de la cablu, deși ar fi prea ușor. Noi o luăm pas cu pas. Verificăm cu ohmmetru, să vedem dacă verificăm continuitatea cablului și ok, ar fi fost prea ușor. Cineva a mai desfăcut aparatul și Edi ne-a spus că practic a renunțat la el și o să-și ia alt aparat. Iar acesta este bun de aruncat din punctul lui de vedere. Este un aparat profesional foarte bun, scump, 500 de euro, a zis că a dat pe el din Italia. Am verificat și la noi, e 2700 roni. Un aparat profesional scump, care nu trebuie uitat în ploaie. Am desfăcut modulul electronic, placa acea electronică e capsulată, pentru că fluxul de aer de la aspirator se leagă la aspirator. Am găsit un fir desfăcut de la placă spre motor. Am crezut că e simplu de reparat. Eram încântat, am zis, Edi, uite, hai să vezi că ți-l fac. Nu l-am sunat, bineînțeles. Modulul acest electronic, placa, speed controllerul, este capsulat. Am legat firul, l-am testat. Se pare că nu este chiar atât de simplu. Din câte ne-a spus el, l-a uitat în ploaie. Nu l-a lăsat nici să usuce foarte bine. A funcționat un pic și, pe urmă, a făcut poc ceva. Așa că mă gândesc că motorul nu are cum să fi fost făcut poc. Și o să mergem tot pe placa electronică. Am făcut poză, faceți poze la fire, când aveți multe fire, desfaceți. Și începem să desfacem placa electronică, nu avem de altceva ce să ne legăm, așa că am desfăcut-o ușor, cu gândul că o să o izolez la loc. Este o placă cu electronice pe ambele părți și am descoperit că e arsă. Da, cel mai probabil, cum a spus el, a intrat umezeală pe la îmbinarea cu firele din capătul celălalt spre motor. Am căutat online să vedem prețul unei plăci. Nu am găsit nimic, Google-ul nu-ți dă nimic la acel cod. Absolut zero, deci. Da. Până la urmă am văzut că placa e arsă și desfacem tot, că oricum nu mai funcționează și nu mai poate fi făcută. E foarte dificil și pentru un electronist să repare această placă. Edi a zis că are și un electronist care i-a promis că încearcă, dar foarte greu să mai refaci această placă. Speed controller îi spune. Observați că sunt două zone în care a ars. Așa, acum am început căutarea. Am început căutarea online. Am scris la mai multe reprezentanțe care vând aparatul ca să-mi facă legătura cu contractul lor de service. Fiecare echipament care e vândut în România trebuie să aibă un contract de service. Din 3 mail-uri, unul ne-a răspuns că nu are. Iar unul ne-a spus că are pe stoc și că o să coste 152,94 euro plus TVA, plus 15 euro manoperă, pentru că are nevoie și de un soft. Am sunat pe vecinul, m-am întâlnit cu el, i-am arătat mail-ul, a zis că în niciun caz nu dă atâția bani.
Concluzia finală este că aceste aparate nu se pot meșteri acasă. Trebuie trimise la un service autorizat. Sunt complicate, sunt aparate moderne care nu se pot meșteri acasă. În concluzie, o să ajungă pe un raft, un electronist o să încearce să repare acea placă, dar eu garantez că nu reușește. La momentul acesta nu am putut repara echipamentul. Îmi pare rău, succes!